Comisia domnului primar numărul 144 din 1 aprilie 2020 a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 13 consilieri care compun la momentul acesta Consiliul Local, sunt prezenți 12, iar suntea să ne motiva domnul Gabriel Viorel. La ședință participă și domnii Apunceniții Ștefan și domnul Alexandru Gheorghe, ale căror mandate de consilieri local vor fi supuse analizei dumneavoastră și votului în ședința de astăzi. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, în ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâre, o completare, o suplimentare și punctul de vedere. Ați luat la cunoștință toată lumea de suplimentare și de modificare? Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Începe cu proiectul numărul 18 din 2020, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alexandru Gheorghe. Deci, domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este potrivă? Cine se abține? Proiectul a fost finalizat de votul, domnul secretar, aveți cuvântul. Domnul Alexandru, vă invit să depuneți jurământul. Potrivit codului administrativ. Deci, probleme, numai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Căiuți, comunei Căiuți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Mulțumesc! Să se vezi. Da. Și... două exemplare. Cine ați venit printre noi? Bine v-am găsit. Mulțumesc! Să avem o colaborare cât mai echipă. Vreau să vă dăm numărul 19 din 2020 privind validarea mandatului de consilier al domnului Apunceniții. Apunceniții Ștefan scrie aici. Da, da, așa este. Sau cheamă pe numai. Dintre domnul consilier, dacă se scrie cineva la cuvânt, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este altfel? A fost votat în amuntare, domnul secretar. Conformitate cu prevederile articolului 117, leiatul 1, din ordonanța de urgență a bufetului numărul 107 din 2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local Căiuți următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce este în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Căiuți, așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări și bine ați revenit din vremea Domnului. A vrânceniții, să nu vrânceam. Este altă persoană pe care am luat. Sperăm într-o colaborare cât mai ok, în interesul comunității. Mergem mai departe cu proiectul numărul 20 din 2020, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pentru anul 2020. Având în vedere că ședințele de comisie au fost făcute diferite față de obicei, au fost mai la distanță unei de alții, domnul primar chiar că nu putea să ne modificare. Deci, dacă ați observat, în urma ordonanței de urgență, decretul ăsta prezidențial, ne-a dat voie să mutăm bani din trimestru 3 și 4 în trimestru 2 pentru cheltuieli, numai pentru acest caz, pentru COVID-19. Și intenționăm să achiziționăm două utilaje. Un atomizor de la de spate cu care să dezinfectăm
locurile de joacă să nu mai spațiile de joacă, spațiile de primărie și tot ce este. Am făcut o primă dezinfectare și la câteva ori, dar astea sunt prețurile, nu peste tot, ne-au luat 36 de milioane. Și am luat oferte de la King Complex, o să mergem să luăm această substanță clor, să o facem cu apă și să îi gospodărim să dăm singuri această substanță. Atomizatorul mic, vizat interioare și așa, și intenționăm să luăm și un atomizator mai mare pe care să o punem la, ținând cont de situații de urgență, avem voie să o punem la tractorul la vânătare și o să dăm și pe străzi. Cu el, că se preconizează că undeva de o săptămână, două, va fi încălzit maxim. Noi am vrut să-l luăm până acum, dar nu pot să văd această rectificare. Asta e prima parte pentru cele și pentru substanță, sunt în bani acolo, care e de 6.000 de lei. Cealaltă, că aici este vorba de acea completare la buget, este vorba de niște bani de Ministerul Dezvoltării care au venit pe data, au plecat, au venit pe data de 31. Și am pus-o pe completare, când astea deja primise convocările. Este vorba de banii de la Podre și Podeții, unde, ca o parte din asta ați văzut, poate chiar toți, se lucrează normal, fără să oprească, au lucrat oamenii, au venit situații de lucrări, am depus-o la Ministerul Dezvoltării, ne-au venit banii, 400, mai știu ceva. Da, astea sunt completările. Dintre domnul consilier, cine se scrie la moment? Nu știu, în legătură cu banii ăștia care au venit, ce aveți de gând să îi cheltuiți? Păi am spus, n-am spus destul de clar, două atomizatoare și substanță. Banii veniți la Ministerul Dezvoltării? Păi e situația de lucrări de pus, păi nu putem să cheltuim pe altceva. E situații de lucrări pe poduri depuse la Ministerul Dezvoltării, ne-au venit poduri, trebuie să-i dăm în continuare în termen de 10 zile la executant. Dacă nu-i dăm în 10 zile, ia înapoi Ministerul Dezvoltării. Ca să fi făcut tot cursul, trebuie să în 10 zile să nu vă facem completarea la proiectul hotărârii, trebuie să vă mai chemăm încă o dată pentru acest motiv încă peste 10 zile. Trebuie de verificați niște lucruri. Deci ne putem folosi în altă parte. Când am pus întrebarea respectivă, m-ați referit și ar veni să aflu de la dumneavoastră următorul aspect. Față de valoarea devizelor pentru toate investițiile de care ați făcut vorbire acum, proiecte, dispensare și așa mai departe, dacă sunt alocate sume în plus față de primele prevederi. Și care nu, sunt acestea? Nu sunt, nu? Nici mai. Mai este cineva care vrea să scrie la cuvânt din domnul consilier? Dacă nu mai este nimeni, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Ați mă dat la abține? Abține? Copil. Convergeți ședința, domnul președinte. Vă rog, cum ați convergeți ședința? Eu am văzut și am văzut la tine. Am votat pentru, nu? Deci, mai pentru? Trecem la proiectul următor. Proiectul de hotărâre numărul 21 din 2020, privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori. Dintre domnul consilier, cine se înscrie la cuvânt? Nu se... Se înscrie cineva la cuvânt? Nu se înscrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Deci, partea de votul. Mergem mai departe. O abținere, da? Proiect de hotărâre numărul 22 din 2020, privind aprobarea nomenclatorului statal al Comunei Căiuți. Dintre domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 14 minute. Proiect de hotărâre numărul 23 din 2020, privind unele lucrări de amenajare a rigolă pe luare, apei pluviale, uliță Bucur, Sat Blidaj.
Între domnii consilieri, cine este de acuvânt? Supunem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, cine este abține. A fost votat cu 13 voturi, da? O abținere. O abținere. Mergem la punctul următor, diverse, este domnul consilier, cine se mai scrie la cuvânt? Mergeam. Domnul Ortean, aveți cuvântul. Domnul Ortean. Domnul Ortean, astăzi voi da citire la cele, ce le vizez. De ce? Pentru a asculta vorbirea mea, pentru că de fiecare dată am fost acuzat că sunt lungă în cuvântare. Așadar, câteva puncte. 1. Gunoaiele de la podul de peste drog. Am propus instalarea adunării gunoaielor din comună pentru a fi, pentru a nu mai fi împrăștiate pe malul produsului. Eu vă întreb încă o dată, chiar nu vreți să conștientizați că asta e o treabă de aiurea și o aflare în treabă și cu costuri inutile. Deci luăm gunoaiele de prin sate, le cărăm cu tractorul acolo. Vă rog frumos, dacă nu mă credeți, veți merge și veți vedea că tot malul produsului și în zona respectivă sunt numai gunoaie. Dacă îmi veți spune că le veți aduna, cu cine le veți aduna? Cu cei de la 416. Iar o treabă inutilă. De ce să fac ceva ce n-ar trebui să fac? Sumele cu acest plimbat al gunoiului puteau fi îndreptate, domnul meu, către alte lucruri cu adevărat utile și necesare. Aș da un singur exemplu. Acoperirea fântânilor. Ne aflăm în criza unui virus. Multă populație din comuna Căiuți consumă apă din surse de apă neprotejată. Am înaintat acum câțiva ani în urmă un proiect. A fost aprobat. Amintesc capitolul 2, articolul 10, cu acoperirea fântânilor. Al doilea punct. Drumul comunal Căiuți de Altiu. Drum parcă prestemat. În anul trecut a fost un pic reabilitat. În ultimul timp se așezase chiar bine, că se intervenise bine cu acele lucrări. De ce stricați lucrurile bine făcute? De ce? Pentru a putea, mă întreb retoric, pentru a putea să vă înscriviți cu lucrări care nu numai că nu sunt necesare. Iar vă întrebați, de ce? Doar pentru a putea să le decontați, suntem noi oare în criză dacă executăm și efectuăm lucrări care nu sunt trebuincioase? Ce avea drumul respectiv pe care ați făcut acum intervenții cu autogredilul respectiv? A scos bolovane, afară, nu transportați balasta acolo unde este la curbura, aproape de intrarea în drăbdiu, unde când ați trebui să vedeți, să vizualizați că acolo, când plouă, stagnează. Deci iar aceeași aflare întreabă. Eu vă spun, nu aveți dreptul să spuneți că suntem în criză atâta timp cât ne permitem să aruncăm bani de iure. Se trâmbițează peste tot în țara asta reorientarea în legătură cu cheltuielile ce trebuie să făcute. Noi, adică dumneavoastră executivul, ce aveți în vedere în acest sens? Drumul asfaltat Hârtiu ar trebui să vedeți că pe drumul asfaltat de la Hârtiu ar trebui să vedeți că apar semne de degradare. Platforma cu crăpături, domnul președinte, mai am mai vorbesc? Vă mulțumesc. Mă repet, drumul asfaltat de Hârtiu, ar trebui să vedeți că încep să apară semne de degradare pe acest drum. Platforma, apar crăpături pe unele locuri în platformă. A apărut o găsire longitudinală. De ce? Pentru că se circulă cu mijloace cu tonaj peste limita admisă de cartea tehnică a unui astfel de drum. Carte tehnică care nu există. Am neînvicat odată această problemă. Să nu existe niciun drum în comuna noastră, proprietatea oase, fără să aibă o carte tehnică și cu toate caracteristicile tehnice.
Capitolul 3, articolul 8 din acel proiect care l-am înaintat acum câțiva ani, referitor la, la încălzarea prin transport, prin circulații cu mijloace de orice fel, cu capacitate și cu tonaj mai mare. Când am întrebat de acel transport de balast cu mașini mari pe acel drum asfaltat, domnule primar mi-a răspuns că balastul este de la Silvi. În paranteză întrebând, Silvicu are oare balastieră? Eu știu că a luat pământ material de undeva poate duce la degradarea acelui loc. Am demarat, vă informez, cercetarea acestui aspect în legătură cu de unde este luat acel pământ. Apoi mi-ați răspuns că nu avem cântar, că nu suntem rari, atunci ce suntem noi? Suntem avocații celor care ne produc pagube și disconfort. Ați procedat la fel și cu acel gunoi, cu mirosurile care ne-au invadat. Domnule, punctul 5, vă spun un lucru. Aflarea întreabă e o caracteristică pregnantă a executivului acestei comuni. Veniți cu proiecte fragmentate. Am spus și o spun și asta. S-a realizat canalizarea doar pe unele locuri. Lăsați căiuți, am înțeles acum că se lucrează la asfaltarea acelui tronson de drum de la biserică. Un cetățean a dorit o traversare ca să acceseze la sistemul de apă sau canalizare. I s-au cerut de lucrători respectiv să plătească acea lucrare. Și nu puțin. 10 milioane de lei. De ce? De ce oare pentru unii suntem mumă și pentru alții ciumă? Mă întreb retoric. Atunci când s-a realizat canalizarea și când se realizează astfel de lucrare, iată de ce nu trebuie să fie fragmentată și nu trebuie făcută doar pe porțiuni sau pe state. Sunteți oare acuzat că sunt critic? Când vorbesc, domnii mei, de fiecare dată v-am adus argumente. La cele solicitate sau la cele criticitate. Când întreb ceva de multe ori, nu primesc răspuns. A se vedea în înregistrările ședințelor. Când, la punctul diverse, de fiecare dată când am pus întrebări, s-a răspuns la o primă sau o ultimă întrebare de-a mea și asta vă pot exemplifica dacă nu sunt crezut. Și s-a căutat să se paseze, să se treacă peste unele întrebări. Domnilor, domnule și dragii, nedragii, trebuie să înțelegeți că nu sunteți atot cunoscător al lucrurilor și nici atot făcător al lor. A trebuit să mai ascultați și de noi. Dacă propunerile unora din noi au fost făcute și dacă le-am aprobat și le-am considerat a fi bune pentru comunitate, de ce dumneavoastră ca executiv, ce e obligat să executați lucrurile respective, nu le-ați făcut? Domnul meu, un proiect odată aprobat, realizarea lui nu este facultativă. Mă refer la acel proiect care e înaintat și cu toate propunerile bune pentru buna gospodărie și apărare a buției noastre, locale. Fără nicio politețe și fără nicio rugăminte. Azi nu aștept răspunsuri la niciuna din problemele amintite de mine. Și totuși aș avea o rugăminte. Dacă puteți și dacă vă permiteți, vă rog să meditați asupra acestora și a mai multor îndatoriri pe care le aveți și pentru care sunteți plătiți. Dacă nu, lăsați-le. Mulțumesc, unora, pentru că m-au ascultat. Are cuvântul domnul consilier Matei. Domnul primar, vreau să vă întreb în legătură cu proiectul privind alimentarea cu gaze a comunii Căiuți, dacă s-a mai făcut ceva sau dacă este în atenția dumneavoastră. Da? Mulțumesc. Are cuvântul domnul consilier Roșan. Da. Am vreau, domnul primar, că am făcut de asfaltare pe ulița de biserică. Și cele adiacente care am mai rămas de
profităm de chestia asta, că avem asfaltat o zonă și să remediem câteva, nu sunt multe, dar câte sunt. Așa, și în al doilea aspect, pe fondul situației de urgență și a măsurilor ce se impun pentru asigurarea stării sănătății a populației, în satul Mărcești nu se respectă, nu știu, nu sunt controlați, se expun, suntem expuși și noi cei care suntem nevoiți să activăm prin zonă. Iar întreba, nu știu ce aia, declarație, vin la căiuri, pleacă, cu căruți, cu, nu știu, și în alt fel, nu mai punem aspectul ăsta în vedere, dar în special persoane. Se întâlnesc, joacă fotbal, stau, n-au țin pot de nicio regulă. Pe fondul că nu sunt controlați, sunt avertizați. Chiar dacă ești în formă de informare în masă, trebuie cineva să facă să se prezinte acolo. Trebuie să fie cineva. Sunt mai retrași, sunt mai izolați, dar toți sunt predispuși. V-am spus și noi care ne activăm printre ei pe acolo. Atât, domnul Fesu. Are cuvântul domnul consilier Mărcoși. Domnule primar, după cum știți, am adus la cunoștință situația de la Brutărei și de la Gina. După câteva luni, toți spun, nu s-a luat nicio măsură, nu se vede nicio mișcare. Nu știu de ce ezitat așa în privința asta. Vrea, nu vrea, cine nu vrea, cum nu vrea, trebuie să luăm o decizie. La Hiltu s-a demorat școala veche, un lucru foarte bine venit. A mai urmat la Brânceni, după ce iese toate avizele să cese, dar la Hiltu, în care am dat mizerie, trebuie finalizat. Și drumul CFR, partea de spre rând, a trebuit plombat cu niște sorți, zic eu, ceva mai ieftin, că s-au rupt tare. Domnul Vici Pascu confirmă. Este? Nu este? Este? Nu este? Da, și am o rugăminte acum la și executiv și Consiliul Local, depinde de cum înțelegem fiecare. În Pralea, luați trei gospodării, trei case. Și Botaru, Filimon și cealaltă nu mai știu. Da, Filimon? Aș vrea eu, împreună cu Consiliul, cu primăria, cu executivul, cu tot ce se poate, să ajutăm acești oameni. Minim, mijlociu, maxim posibil, cât puteți. Cât puteți, cum putem, în fapt. Vă mulțumesc. Domnul primar, dacă sunteți pregătiți, le spuneți la voi. Și așa vă rugăminte, doar că sunt mai multe stare de necesitate, la ultima ședință s-au mai întâmplat ceva, s-au mai făcut ceva, s-au mai avut informații, să ne dați, sunt foarte utile pentru noi. Aveți cuvânt. Da, în primul rând, în toată bună ziua la toată lumea, bine ați venit cei noi, după cum ați știți, se-a văzut, avem doi colegi noi. Vis-a-vis de starea de urgență, din ce ați văzut în mass media și în special ședințele de stații de urgență de la Consiliul Județean, de la... Astea sunt măsurile luate. Polițiștii locali sunt în patrulă, cei de la Poliția Națională. Noi, vis-a-vis ce spunea domnul Roșcan, vreau să ajung la el, dar o să, dacă tot a spus, să atac subiectul ăsta mai în avans. Noi eu cu domnul Vici, dacă nu am mai duc pe teren. Polițiștii locali nu mai avem acum. Aici, așa, printre picături mai prinde pe drum. Deci ei au trecut în suport din Ministerul Interne și scris în patrula și în graficul făcut de șeful secției 10 polițiști onești. Împreună cu jandarmii și cu... Dar la patrulul și șadul acești inclus, nu era venit niciodată. Deci eu i-am trimis și la... Este obligatoriu și satul acești. I-am trimis și acolo, am mai avut o sesizare, dar nu am avut mai multe sesizări cum am peste linie. Unde am fost și eu împreună cu două mașini de patrulă și am zis cetățeni, în loc să ne asculte și bine, le-a dat amintă, nu știu ce a făcut până la urmă, și eu am voie să vă filmez, vă faceți și fac ce vreau, ies pe drum, chestii de-astea. Încăpățânări de-astea de care este peste limita
Dar asta e. Le-au dat amendă. Amendatul ăla mai vine, ne încărcăm cu ea în debit, se adună ani de zile, venim cu insolvabilitate. Venim cu dosare de insolvabilitate. Deci nu e o... Ori să se pună o de o lege în care spun, băi, luat amendă, nu mare, mică, mare, cutii, obligatoriu trebuie plătită. Că așa, dacă îi dăm amendă și vin aici și prin cu ele, stăm cu ele. Abia îi prindem, cum îi prindem, o dată? Dar încă folosul comunității. Păi da, dar aia trebuie să hotărăște cătărească. Nu, dar zic, să vin mai transform, mai simplu. Asta e... Nu, este condițiile normale din presă, din aia... Ai programul cu publicul la primărie, cam e restricționat, închisul lucrează numai pe cât posibil mail-uri, pacturi și așa, pe celelalte instituții. M-am mai stat cu ușa închis, facem casări la altă și casări de celelalte, altceva nu avem. Intenționăm după această rectificare, cum v-am zis, să ne dotăm cu niște utilaje, să luăm o tonă, două de flori de la dezinfectat, o să vedeți că o să apară și prin sate și pe străzi, o să apară și la primărie. Noi am mai dezinfectat o dată la primărie și stați de autobuz. Dar mai în două ori ne costam 36 de ani. Și la lucrurile voastră, dacă aveți evidența la persoanelor peste 65 de ani și dacă e o persoană de 65 de ani care primăria s-a implicat în a asigura cumpărături. Avem. Sunt cazuri deosebite, 4-5 cazuri așa mai deosebite. Persoane sunt multe, sunt multe. Multe. 90 de sunt peste 60 de ani. Da, dar i-am identificat care nu au aparținători, care nu are ce să-i ajute, care sunt 4-5. Și... Avem... În situația asta și persoane care nu au 65 de ani. Persoane care nu au nici de unele, care nu-i cunoaște. Care îi vezi că umblă prin stradă, te duci și lei, tragi de mânică, omule, ce cauți? Du-te acasă. Păi ce-ți fac acasă? Dacă el n-ar nici pune mâna pe nimic acasă, de-aia ies omul din casă. Și lei, îi duci înapoi, îi mai ajuți. Nu, bine, astea sunt... Da, gestionate. Stăm, zic, nu foarte bine la mediul. La capitolul ăsta de la, cu problema acolo. Putem să liniștească. Dacă aveam persoane și izolate, i-am verificat și noi, împreună cei la poliția română, mai sunt câteva excepții care au mai ieșit, i-am văzut pe ei, i-am amenzi, dacă amenzile nu le-am aplicat noi, toată poliția la aplicat. La ora actuală, din SP-ul, vă transmite lista cu persoane care au în țară, era la comunică, era atunci la comunică. Da. Sau cine? Centrul județean. Situație de gen, dar tot în DSP. DSP. Da. Lista vine de la vamă, de la vamă vine la DSP. De la DSP la centrul județean și apoi ne transmite nou. S-au mai pus un pic la punct, era o tare nevoasă la început. Nu ajungea lista la poliție, poliția trebuie să facă verificarea, ajungea la noi. Da, listele în continuare, s-au mai regulat parte din noi. Da, asta cu... Dacă aveți alte întrebări pentru situații de urgență. Problemele sunt permanente, în centre și din toate. În jurul localității noastre au mai fost depistate cazuri cu peste 400 și Doamne ferește să ajungă și la noi. Aveam un număr de al șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, doamna Tatu Cătălina. Mai e valabil numărul ăla, doamna, este valabil. Este valabil. Doamna Cătălina... Le-a Dumnezeu să fie bine, sănătoasă, iar casă e însărcinată, am înțeles, nu prea mai vine la servicii și acum cei de zi. Păi e medical. Cu persoana care locuiește? La momentul ăsta, Gabriel, Paul, dar e poliție și nu e plecat. Domnul Vici. El se ocupă de higiene, el de situații de genul ăsta. În lipsă lui doamna Votaru să vedeți. Chiar dacă o să supăr un pic pe domnul Orheanu, am mai avut câteva ședințe când n-au fost domnii televiziune. Atunci domnul Orheanu nu avea nicio problemă.
Și am avut, vă rog, repetare. Acum, când e filmat, are treabă cu primarul și cu vicile și cu executiv. E problema dânsului, chiar nu mă supăr. Am nicio problemă. De-aia n-am ce răspunsul să-i dau la tot pomenicul ăla care e acolo. Nu nicio... Nu mă supăr, e părerea dânsului să-și o mențină, să facă ce vrea. Chiar n-am nicio problemă cu nimeni. Absolut cu nimeni. La domnul Matei, nu știu dacă ați văzut, au umblat niște băieți cu niște stații și două dasele au făcut măsurători în comună, fac ridicările topă pentru... Proiectam că așteaptă ridicările topă pentru gaz. Suntem în faza asta de ridicări topă. Se lucrează la... Dar ei contractat cu firma pentru ridicări topă, e contractat, e făcut achiziția pentru SF, o firmă din București, nu așteptăm să... Chiar ieri m-a sunat doamna de acolo, așteaptă ridicările topă. La domnul Roșcan, vis-a-vis de drum. Înainte de ședință, am fost la cei cu lucrările, m-am rugat de ei, în două, trei locuri, găurile alea mai importante, să nu pun. Au zis că nu are cu ce să vină un alt buldo și așa, și am zis că o să trimite un buldo după amiază, cum mă sună, să iei două, trei roabe de vitrum, să împundi găurile alea majori, care să ne dau. Domnul Mărcuț, problemele știu, domnul Vici poate să dea un răspuns vis-a-vis de școala de la Hârtiu, așa, și să dea bună de aici, de la Britărie și la Gina, acolo, să acoperi cu betoanele alea, nu e o problemă, la școala Hârtiu abia am demulat-o. Nu-i gata, lucrarea e acolo, da? Să lucrează, să curăță. Astăzi am avut discuții, să duc acolo, dar și oamenii ăștia de la care mai aveam la lucru, la treabă, nici nu pot să-i adun la timpul ăsta grămadă, să-i ții, să-i, după condițiile... Doi, câte doi, trei, doi, trei, 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 Atunci. Și n-ați mai punctat acolo cu casele astea astea. A, cu casele astea. Deja din prima zi după eveniment am fost acolo, nu ce pot zic, peste zi, că am scris aici. Am fost acolo seara la eveniment și din a doua zi, noi, ca și executiv, ca și primării, i-am ajutat. Foarte bine. Acum nu știu dacă... Ajutat la demolare, da, nu? La demolare, la căcărat, la... Ați ajutat la reconstrucție. Păi, da. Din ce știu, părintele la Prealeau a făcut o colectă prin stat și am plătit-o egal la toți cei trei. Le-a dat o sumă de bani. Mai unii dintre prieteni nu m-au mai ajutat și pe care și cum o cunoscu, fiecare treaba lui în ce a dat. Păi mi-a zis să-l ajutăm în continuare, să-i ajutăm în continuare, pardon. Dar... Să demareze alea, că acum și-o curăța locul, o să trebuiască de banii care e așa, să ia ciment. Vedem bolțari, noi, parte de la Apollo Silvic, o să participe cu ceva material, o parte dintre noi îl tăiem, deci în felul ăsta. Acum, dacă la nivel de Consiliu îți vrea să strângă un fond sau niște bani, poate strâng orice dumneavoastră, nu e nicio problemă. Da. Noi am considerat că ajutorul pe care l-am dat ca și susținerii la ăsta am mers deocamdată și în continuare îi ajutăm. Chiar am fost sunat astăzi că ar mai fi un colț de cărare acolo, să vedem cum mai pot ajuta cu mașină și cu bulldozer. Astea sunt condiții la prea. Doamne ferește, se poate întâmpla la oricine, nu eu, asta. E necaz, vine pe capul omului și e foarte greu să crezi, să rămâi în hainele care le-ai pe tine și după omul cu viață. Spunea că cauza incendiului? Chiar atunci când am fost, era domnul Maior, cum spune, la Unesco, nu știu cum îi spune, și am vorbit cu el și a zis că o să mă anunții, dar nu m-am țat până acum.
au făcut toate analizele, au luat ei ca și specialiști, nu avem cauza niciunii. Central sau acelei, altceva. Nu are ce să. Nu știu mai mult. Da, stai bine. Deci înainte de a închide ședința, domnul Orteanu vreau un trebuie la replică, după ce termine domnul Orteanu, ce îmi trebuie. Aveți cum o trebuie, doamne. Pentru primarul face o afirmație. Că eu aș fi acela care, doar în ședințele televizate, critic și aduc unele propuneri. În rest, vezi, doamne, că între noi ar fi o dulce vină. Este total farsa, după timpul vă întrebuți. Doamne, dar n-a trecut eu care îi întrerup și mi-a spus că fac chiar locul dumneavoastră. Vă rog frumos. Din părerea mea, părerea mea, părerea mea, părerea mea, părerea mea, nu-i ai dumneavoastră de ție de părerea. Eu vă rog foarte frumos. Și că-i părerea băieților. Lăsă-mi fiecare ale dintre la o părere. Faptul că pe dumneavoastră nu vă mai interesează părerele unora, rectea mea, e treaba dumneavoastră. O să înceapă și pe mine să nu mă mai intereseze părerea dumneavoastră, de pentru fapt pentru care fac cunoscut colegilor că de fapt și de drept dumneavoastră nu aveți niciun temei cu argumente ca să spuneți că eu critic doar la ședințele televizate. A se vedea toate ședințele celelalte care nu sunt televizate, respectiv de îndată sau extraordinare, sunt ședințe cu unul, două puncte care au situații de urgență, să zicem așa, și ele au fost de acord. Deci dacă nu s-au pus în dezbatere alte treburi, normal că puteam să spun că trebuia să fie de acord cu ele, dacă sunt și lucruri bune pentru comun. Dar nu veniți dumneavoastră acum să-mi spuneți mie că eu fac arte teatrală, prin ceea ce spun. De fiecare dată am argumentat. Și criticile ce are. Și v-am demonstrat de fiecare dată că n-ați avut dreptate. Când am propus chestiunea cu gazul metan și s-au luat și bani, s-au dat bani, s-au alocat, la scurt timp veniți ca să-i duceți pentru cu totul și cu totul altă treabă. De ce nu argumentați? Veniți odată cu un argument în care Orheanu a criticat ceva și nu a stat în picioare. Am ridicat azi probleme multiple. Cu drumul de la Hârtiu. Chiar nu vă pasă că aruncați niște bani numai de dragul așa. Păi da, știu că m-au sunat cetățenii și ne-au spus că v-au sunat pe dumneavoastră și v-au luat la întrebări. De ce să-i dați drumul care este cât de cât bun? Și cine știi ce ați răspuns? Ați răspuns ca să vă spună ce ați răspuns. Nu știu, domnule, nu eu, vicele la solicitat să intervenim pe drumul ăla. O pasați! Domnul, nu de comun acord dumneavoastră primar. Vedeți că ședințele astea de Consiliu, dacă îmi vorbim de acum asta, trebuie să fim mai trimis cu mine. Păi dar n-am și cum vrei să facem un dialog? Eu nu fiu obraznic așa. Eu am treabă la primărie, eu nu mă ocup de orice. Nu aveți dumneavoastră minte ca să vă puneți cu mintea mea. Da. Ca să fiu obraznic așa cum ai fost. Să fiți sănătos. Să purtați sănătos, domnul Orteanu. Să fiți sănătos. Și cum vreau la fel. N-am nicio legătură, ce treabă cu nimeni, dar eu nu pot să transport primăria într-o Orteanu, eu nu pot să transport primăria într-o relație între mine și Orteanu, care vine și m-a arătat un lucru și m-am adus în așa. Și acum ai nici el în primar. Pentru sănătate, să ai cu primar. Orteanu n-a făcut niciodată ceva de lucru. Faceți ce vreți, domnul Orteanu. Nu faceți, că dumneavoastră iată, vă să fiți, domnul Orteanu, când o să fiți primar, atunci o să faceți poate ce fac eu sau ce nu fac eu. Cata sunteți un consilier și eu sunt executiv. Nu trebuie să faci trebuie pentru comunelor. Da. Și nu trebuie să faceți ce vreți, trebuie să faceți ce trebuie făcut. Exact ce trebuie făcut fac, să știți. Fals! Dar toți colegii din aici... Toți din sala asta, sunt de acolo. Toți colegii sunt de acord. Dar nu țipa, domnule, nu-i frumos.
sala ședinței de Consiliu, domnul Ochin? Domnule, m-am săturat, domnule. V-ați săturat? M-am săturat de atâta pasii. Când vi se pune întrebare, o ocoliți. Dacă vi se aduc argumente, nu le luați în cap. Dar suntem dumneavoastră tot cunoscător și tot făcător la lucrurilor în această ocoliție. Cheltuiți bani, aruncați bani. Îți curios câți bani cheltuiți acum pentru drumul care l-ați stricat la Zârdiu. Că n-ați făcut un lucru bun, ați stricat. Ce altul a făcut bun. Eu am făcut cu cerința, nici a unor oameni. N-am făcut eu drumul că vrea Elidarul să facă drumul. Și dacă e o problemă, o să vedeți de vizul. V-a deranjat că l-ați făcut dumneavoastră, că atunci v-am pus pe, la om după Greder și ați făcut ce ați drumul iar acolo. Nu m-am dat, domnule, m-am oferit eu. V-ați oferit, da. Da? În schimbul la ce? În schimbul la ce? M-am oferit eu, domnule. Și lucrurile au fost demonstrate că au fost. Eu am încheiat. Dumneavoastră nu mai am ce discuta. Da. Drumul la Jertiu este făcut în urma cerințelor cetățenilor și vi dau pe listă pe asta. Nu trebuie să ascultăm la părerea lui domnul Ochean. Și dacă vreți să invit domnul consilier, să vedem ce se face acolo. Nu, eu nu... Da. Mi-am adus aminte. Scuzați-mă. Dacă ne uitam la ședința anterioară, domnul Mărcuț, și mi-aduc bine aminte, fiind consilier din Hiltiu, a sesizat, să vă uitați la citatea. Când trebuie băgat Grederul pe Hiltiu? Când intervenit domnule? Domnul Mărcuț, a făcut următoarea afirmație, că trebuie făcut într-o somnă care cărat în pot, că trebuie cărat balat și lucrat. Acolo n-ați intervenit, intervenit unde este bine făcut. Am zis că nu mai vă vezi, n-am zis lucrurile. Gata, am încheiat. Nici eu cu dumneavoastră. Bine, sănătate. Mulțumesc mult. Thank you.